Dragi prieteni ai vinului, continuăm serialul de interviuri cu oameni care importă vinuri românești. Astăzi am invitat un reprezentant al comunității românești din țara Soarelui Răsare. Bună ziua și bine ai venit, Daniel Bereș! Salut, Tibi! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Pare bine să te văd în sfârșit și bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult să te am ca invitat la acest interviu. Hai să trecem la fapte. Să începem cu o scurtă prezentare a ta. Cine este Daniel Bereș? Asta pentru cei care ne urmăresc, că eu te cunosc. Ok, e nevoie să spun mai mult că Daniel Bereș este un îndrăgostit de vin? Ajungem și la momentul acela. Ok. Mai cine mă cunoaște știe că vinul reprezintă o foarte, foarte mare parte din viața mea și dacă încep să vorbesc despre vin, tind să nu mă mai opresc din asta. În momentul de față, clar, mă definește cel mai mult, dar deși unora care sunt în jurul meu nu le vine să creadă, există totuși un Daniel și în afara lumii vinului, să zic așa. Îl găsești mai greu, dar e acolo. Am înțeles. Hai să vedem. Cum ai ajuns tu în Japonia? Mai este o poveste foarte lungă, adică se leagă toate una de alta și este greu să spun cum am ajuns dacă nu încep cu începutul. Știi cum e, destinul te duce prin toate etapele vieții, nu doar prin una. Încerc să povestesc pe scurt. Am crescut într-un sat mic de la nord de Brașov, care se numește Ariuști. Nu știu dacă ai auzit de Ariuști. Simt în vocea ta acel glas de ardelean adevărat. Îl simt. Nu ți l-ai pierdut, e în ADN-ul tău. Vorbesc rar. Okay. Se simte. Da. Ai auzit de Ariuști doar dacă ai fost foarte, foarte bun la istorie. Unii cercetători numesc cultura cucuteni și cultura cucutenii Ariuști. Spre rușinea mea, uite că nu am auzit de așa ceva. Bine, dar asta este curios. O chestie foarte, foarte de nișă, să spun așa. Dar este o așezare foarte, foarte veche de la nordul Brașovului. Liceul l-am făcut în Brașov, la 18 ani înainte să termin liceul, deși toată copilăria mi-am petrecut-o fiind sigur că voi deveni inginer silvic, pentru că, mă rog, am crescut practic în mijlocul naturii și părinții, în special mama, mi-a dat o dragoste față de natură și în mintea mea urma să devin inginer silvic, pentru că asta mă vedeam, asta m-am văzut pe tot parcursul copilăriei, cel puțin activist în Greenpeace sau ceva de genul. Ok. Și la 18 ani mi-au venit niște gărgăuni în cap și am decis să intru în aviație. Și uite așa, la 18 ani am intrat la Academia Forțelor Aeriene, care se întâmpla să fie tot în Brașov. La 19 ani, în urma unui examen, am luat o bursă de studiu în Japonia, tot în domeniul aviației și uite așa m-am trezit pentru 5 ani în mijlocul samurailor japonezi. Mă rog, sistemul lor foarte... Tu știai japoneză sau care au fost criteriile de selecție când ai ajuns în Japonia? Nu știam japoneză. Criteriile de selecție au fost niște criterii standard, începând de la probe de cunoștințe, matematică, fizică, limba engleză, deși limba engleză nu mi-a folosit chiar la nimic în Japonia și mi se pare că am avut și niște probe sportive. Și am avut niște examene destul de serioase pentru această bursă și așa am ajuns în Academia Națională de Apărare a Japoniei, unde am stat 5 ani. În această perioadă am studiat asidu, adică
trebuie studiat asidu limba japoneză, că altă cale nu este ca să ți-o însușești cât de cât, și alte câteva discipline, să zic așa, japoneze, începând de la arte marțiale până la istorie, cultură și tot ce ține de Japonia. Eu am crezut că te-ai dus acolo într-o plimbare, așa, să cunoști cultura japoneză. No, te incit acum. Numai plimbare nu a fost. Te incit, adică am fost un pic ironic, încercând să te trag să spui cât mai multe din lucrurile pe care le-ai învățat acolo în Japonia. Măi, uite că ce am învățat, ce n-am învățat, uite că după 21 de ani tot n-am ajuns acasă. Tot în Japonia sunt. Ok. Deci ai ajuns în Japonia, ai învățat foarte multe și cum ai ajuns la vin? Măi, cum am ajuns la vin este și asta, este continuarea poveștii, de fapt, că povestea nu se încheie. La vin am ajuns printr-o, nu știu cum să spun, printr-o întâmplare, printr-o ironie a sorții, adică nu a fost absolut nimic premeditat. Nu mi-am dorit, nu am avut niciun moment în viața mea de tânăr în care să zic, păi, îmi doresc să lucrez în lumea vinului și nici nu am avut nicio pregătire teoretică sau practică care să țină de vin. Ceea ce s-a întâmplat a fost că după ce am absolvit Academia de Apărare Japoneză, m-am întors în România și bine, am fost aviator pentru un an în România, dar ceva nu s-a potrivit, plus că eram foarte panicat de cât de repede uit limba japoneză. Lucru care a fost foarte, foarte greu să mi-l însușesc. Și atunci am zis, măi, trebuie să fac ceva prin care chiar să fiu, nu știu, să contribui cu ceva la legătura dintre România și Japonia, și am decis să mă întorc în Japonia după foarte scurt timp. M-am angajat la o firmă de IT japoneză, eu nefiind IT-ist. M-au angajat inițial ca să mențin legătura dintre firma mamă din Tokyo și firma pe care tocmai o deschiseseră în Brașov. Și practic eram un fel de bridge de legătură la început, dar nefiind IT-ist, îți dai seama că nu prea făceam nimic. Și atunci am luat hotărârea să înființăm un nou departament în care să căutăm noi oportunități de afaceri pe filiera japoneză, Japonia-România, în afară de IT. Și ce are România de oferit? Asta a fost tema mea. Am citit un alta și am zis, măi, uite, România este o țară producătoare de vin. Mi-a venit ideea să fac un studiu de piață al pieții de vinuri din Japonia și să o prezint producătorilor de vin din România, fără să am intenția să intru vreodată aici. Am vrut să fie pur și simplu o prezentare și să creez oportunitate de legătură între Japonia și România. Am făcut studiul cu toată rigurozitatea japoneză care mi-a fost băgată cu pâlnia în sistemul militar japonez, ok? Am stat 6 luni să fac studiul respectiv. Wow. Am luat legătura cu Camera de Comerț și Industria României în București și le-am spus, măi, uite, vin cu o delegație din Japonia, vreau să facem o prezentare despre piața vinurilor din Japonia, aduceți-ne niște producători români. Au venit, cred, dacă nu înșel mai țin minte, undeva pe la 20 de producători români la seminarul respectiv, care a avut loc în București, și unii dintre ei au avut amabilitatea să ne invite să-i vizităm. Așa? Și așa am ajuns, mai aveam câteva zile de stat în România, le-am spus colegilor japonezi, măi, haideți să vedem și niște crame, am primit invitația, dacă tot nu avem altceva în ultimele zile, haideți să mergem. Și ne-am dus să vizităm cramele. Prima cramă care am vizitat-o a fost Domeniile Săhăteni din zona de alumare. Și când am ajuns acolo, mă rog, cei de acolo ne-a primit doamna Aurelia Vișinescu, a început să ne vorbească despre vin și vreau să spun că a fost o experiență atât de frumoasă
toată această vizită, încât, deci eu nu pot să-ți explic în cuvinte cum am simțit. Deci când îi vedeam pe oamenii aceia, când o vedeam pe doamna Aurelia cu câtă pasiune vorbea despre vin, a zis, păi nu e adevărat, nu se poate să există în lume oameni care să-și iubească meseria atât de mult. Adică era clar că este că oamenii vorbesc cu dragoste. E o persoană dedicată. Adică dovedea că e o persoană dedicată. Da, era și dincolo de dedicare. Și eu am fost dedicat muncii mele, dar parcă nu atât de multă pasiune. Și în momentul acela, eu am decis, păi, gata, nu, renunț la tot, renunț la IT, renunț la absolut tot, eu intru în lumea vinului și asta a fost, cred că a fost singura decizie din viața mea pe care am luat-o așa într-un moment emoțional, fără să o gândesc, fără să raționalizez, atunci nu, eu trebuie, din lumea asta trebuie să fac parte și asta a fost. Foarte interesant, foarte interesant. Deci, practic, de când ai început să importi vin în Japonia? Din ce an? Mai imediat după această vizită am și făcut primii pași. A fost, dacă nu mă înșel, în 2007-2008, ceva de gen. Imediat am și făcut primii pași, am dat prima comandă, un palet de 600 de sticle, a fost prima mea comandă de vin. Și după ce am dat comanda de vin, am aflat că, stai puțin, că în Japonia este nevoie de permis pentru a vinde vinurile respective. Nici măcar nu aveam nevoie de permis și dura cam 6 luni să iau permisul respectiv, așa că primele vinuri care au ajuns în Japonia le-am băut și le-am dat la prieteni, că nu am avut voie să le comercializez. Am înțeles. Deci am învățat prin eroare, prin încerci și dai greu. Și încerci și dai greu și până încerci și reușești. Hai să intrăm un pic în amănunt. Cum este legislația japoneză a vinului? Mai legislația japoneză este în sensul că nu este, adică nu putem vorbi de cum o adică nu este. Nu există o lege a vinului. Da? Și legislația în Japonia este destul de ambiguă și destul de întotdeauna uneori am impresia că societatea japoneză funcționează mai mult pe niște cutume decât pe adică legislație. Adică în virtute inerții sau cum? Da. De multe ori am impresia că legislația este destul de ambiguă și greu de înțeles în Japonia. În lumea vinului nu există. Vinul este definit doar ca un produs accizabil și fiscalizabil. Nu știu dacă am spus corect cuvântul. Adică, am înțeles. Definiția este în felul următor. Dacă pe etichetă alegi să scrii cuvântul vin, plătești atâta acciză și atâta taxe. Asta e tot. Ok, deci practic eu înțeleg din toată treaba asta că se merge foarte mult pe bunul simț al unui om ca să treacă denumirea corectă a produsului. Evident, există legi foarte stricte cu privire la protecția consumatorului, adică nu poți spune ceva în nimic care să pună în pericol sănătatea sau viața consumatorului. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt foarte, foarte bine puși la punct. Dar pe vin, pe lumea vinului, nu există o lege care să definească vinul sau să există o lege a vinului așa cum există în România. Adică vreau să zic că cum e în spațiul european, nu este numai în România, cum este în tot spațiul european. Da, adică Europa este ani lumină înaintea Japoniei în ceea ce privește legislația. Există totuși niște asociații care încearcă să aducă modele de legi din afară, care deja le creionează, încearcă să le facă, încearcă să introducă noțiunea de indicație geografică în Japonia și oamenii să se țină de ele, numai că aceste reguli făcute de aceste asociații sunt, desigur, facultative, adică nu există un organ de control acum, să controleze. Acum sunt facultative. Da, sperăm că pe viitor să nu mai fie, dar va mai trece. Și aceste asociații, din cine face parte din aceste asociații? Producătorii japonezi de vin. Numai producătorii, adică nu sunt și somelieri sau nu știu, poate... Ba da, nu, știi cum e?
din Asociația Producătorilor de Vin, fac parte producători și atunci au membrii de onoare, membrul fiind Asociația Somelierilor sau Asociația care reprezintă Horeca sau Asociația Crescătorilor de Struguri, pentru că crescătorii de struguri și producătorii de vin nu sunt întotdeauna aceiași, de regulă nu sunt aceiași. Am înțeles. Plus că vinul japonez nu înseamnă vin japonez. Chiar citisem niște statistici, numai 4%, deci vinul japonez, între ghilimele, reprezintă undeva pe la 28% din întreaga piață, dar numai 4% din acest vin este făcut din struguri japonezi. 4,1 sau 4,2, ceva de genul. Și restul? Din must importat. Din must importat, dar la statistici este trecut ca vin japonez. Bine, vinul japonez este o piață controlată clar de mari producători, adică e tot ce vine din vin importat vrac sau must importat și fermentat în Japonia, se ocupă mari producători care sunt 2 sau 3. Am înțeles. Revenind un pic la partea de legislație, în legislația japoneză a vinului pentru comerțul de vin se impune să existe importatori, să existe distribuitori? Care sunt regulile pe acolo din acest punct de vedere? Legislația nu impune. Piața este destul de liberă, dar totuși, în mod tradițional, distribuitorii au clar cea mai mare putere. Deci distribuitorii stăpânesc cam tot ce înseamnă logistic, tot ce înseamnă spații de depozitare, care sunt extrem de scumpe în Japonia. Este foarte greu să ai succes, adică să ajungi la clienți fără să treci prin distribuitori. Desigur, există și poți evita distribuitorii, adică dacă nu dorești să lucrezi prin distribuitori, este foarte ok, dar de regulă se lucrează prin distribuitori. Sunt clienți care nu vor să cumpere direct de la importator și îi sugerează importatorului, păi, eu lucrez cu acest distribuitor, te rog, vinde vinul acestui distribuitor și eu îl voi cumpăra de acolo. Care este motivația? Pentru că dacă trece prin mâna distribuitorilor, nu înseamnă că va crește într-un final și prețul vinului? Ba da, va crește prețul, dar puterea distribuitorului stă în logistică și atunci mai este un avantaj pentru clientul final. Deci putem vorbi de un restaurant sau de un magazin care dorește să aibă pe meniu sau în portofoliu vinuri din foarte multe țări și atunci lucrează cu un singur distribuitor pentru a nu plăti la sfârșitul lunii facturi către 10 furnizori, plătește o singură factură către un singur furnizor. Aha, am înțeles. Care sunt particularitățile pieții japoneze de vinuri? Adică mai particularități, dacă aș cunoaște toate particularitățile, în mod sigur aș importa mult mai mult vin. Okay. Ar fi mult mai mult vin românesc pe piața japoneză. Dar uite că am... Sunt câteva lucruri care îmi plac în Japonia și care tind să cred, deși nu cunosc foarte bine alte piețe, îmi lasă impresia că sunt un pic altfel decât în alte piețe. Sunt particularități pozitive și negative. Okay. Pozitive și mai puțin pozitive. Hai să nu, nu folosim cuvântul negativ. O particularitate pozitivă care mie personal mă încântă foarte mult este că japonezii în general au o sete de cunoaștere, de informație, de învățat. Sunt oameni care sunt foarte curioși din fire și învață, citesc foarte mult. În Japonia se citește foarte mult. În Japonia, deși Japonia nu este o țară viticolă, atenție, deci Japonia nu e, da. Tradițional vorbind, un producător de vin. Totuși, în Japonia există, la ora actuală,
aproape 80.000, erau undeva 79.000 de somelieri autorizați. Ce înseamnă somelieri autorizați? Aceștia sunt doar somelierii care au luat examenul Japan Sommelier Association, Asociația Somelierilor din Japonia, care este un examen foarte greu, adică nu e un examen de aici, da? De acolo. Numai rata de promovabilitate este undeva pe la 30%, adică numai unul din trei, doi din trei pică examenul respectiv. Și sunt 80.000 care au acest examen luat, îți dai seama cât de mulți sunt oamenii care sunt practic implicați în a învăța despre vin. Da, selecția este foarte riguroasă și fiind foarte riguroasă, deci doi oameni din trei pică examenul respectiv, dar asta îți arată care e magnitudinea, adică cât de mulți oameni învață efectiv despre vin în Japonia. Lucrez în domeniul vinului de 13 ani și pot găsi oricând un om care știe mai multe decât mine despre vin. Deci nu mă face sub absolut nicio formă un expert faptul că eu lucrez în acest domeniu de 13 ani. Sunt foarte, foarte studioși. Și aceste cifre nu sunt doar de la Asociația Somelierilor, sunt și alte școli care dau absolvenți, de exemplu WSET, școala englezească, prinde foarte mult avânt în Japonia, de fapt în toate țările asiatice, nu numai în Japonia. Dacă îi mai adăugăm și pe cei care au absolvit aceste cursuri, deja ajunge la niște numere fabuloase care pentru România sunt destul de mari. Am înțeles. Oamenii aceștia care urmează cursurile de somelier, pe de-o parte, sau cursurile WCT, o fac pentru a profesa sau o fac și având interesul de a cunoaște mai bine vinurile și a face o selecție mai bună atunci când intenționează să cumpere ceva vin? Cred că majoritatea au intenția de a profesa, pentru că foarte multe restaurante care se respectă, în general, din orașele mari, în special în orașele mari, cum ar fi Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, găsești foarte multe restaurante care au somelier. Am înțeles. Ai cunoștință care este structura importurilor de vin în Japonia? Da. Chiar să știi că bănuiam că s-ar putea să mă întrebi ceva de gen și am niște statistici. Deci te referi la... Ești un japonez adevărat, dacă ai fost pregătit și cu asta. Da, pot să fiu un... Să fiu la punct cu care tot ce sunt trebuie. Care sunt țările care exportă cel mai mult în Japonia? Țările care exportă cel mai mult în Japonia la ora actuală, uite, mă uit pe niște date din 2020, de anul trecut, pe locul întâi detașat este Chile. Oh, Chile. Da, Chile, uite, deci nu Franța sau Italia. Da, țările care la astea. Este Chile. Dar Chile are 31% din piața de vinuri importate în Japonia. Deci vorbim de peste 50 de milioane, 55 de milioane de litri de vin care vin din Chile. Vorbim de vinul îmbuteliat. Ok. Nu vorbim de vinul vrag, vorbim de vinul îmbuteliat. După care urmează Franța, are undeva pe la 27% din piață, Italia are 17%, Spania cu 11%, după care, uite, Statele Unite cu 4%, Australia cu aproape 4%, Germania 1,5% și următorii toți sub 1%, Africa de Sud, Argentina, Portugalia, Noua Zeelandă. Nu știu dacă ai la îndemână, deja intru în amănunte, dar dacă tot te-am prins, că nu mereu reușesc să te prind într-o astfel de legătură, ai cumva și informații despre structura importurilor de vinuri spumante în Japonia? Da, sigur că da. Deci avem vinuri liniștite, vinuri spumante. La vinuri spumante lucrurile stau altfel. Pe locul întâi detașat este Franța,
undeva la 36% din piață, Franța. Pentru spumante, okay, urmată de Spania, 32%, și Italia, 19%. Okay. După care urmează toate țările care urmează, sunt sub 5%. Chile, Australia, Germania, Mexic, uite, este în clasament. Mexicul exportă vinuri spumante în Japonia? Da, uite, Mexic exportă vinuri spumante în Japonia și este în top 10. Daniel, hai să o luăm cu vinurile liniștite. Ce fac oamenii ăștia din Noua Zeelandă de au acest succes pe piața japoneză? Păi Noua Zeelandă nu are mare succes pe piața japoneză, succes sau chilienii? Chilienii, pardon, am greșit. Chilienii. Ce fac ei chilienii ca să... Mai cred că ar fi mai bine să ne uităm la cei de pe locul 2 și 3, pentru că dacă ne uităm la chilieni care sunt pe locul 1, ei nu fac mare lucru, sunt pe locul 1 în primul rând datorită prețului. Vinurile din Chile deci au o politică foarte... de prețuri care îi determină, da, să aibă succes. A politică de prețuri care îi determină să aibă succes este foarte simplu, plus au niște acorduri în toată lumea, nu doar cu Japonia, care le asigură accize zero, taxe de import zero. Și atunci toți mari importatori din Japonia, vorbim de cele câteva, 2, 3, 4 maxim firme care, cum să spun, domină piața japoneză de vin, de acolo importă. Okay. Pentru că profită de deci, practic, înțeleg că Chile este totuși un caz particular. Și asta, da, ține este de, un caz și particular... asta ține de politica fiscală a statului respectiv în relația cu, da, alte state. Ok, da. Hai nu să cred vedem că are atunci sens să analizăm Chile, okay, pentru că motivul este clar de ce cresc, au crescut, okay, importurile de aici. Bun, hai să este vedem următoarele țări. Da. Franța, Italia sunt pe locurile 2 și 3, nu beneficiază de nimic în plus față de beneficii de ceea ce beneficiem noi, aceleași taxe, aceleași accize. Dar ceea ce fac ei este foarte greu de spus. Uite ce au făcut francezii și italienii anul trecut sau acum 2 ani sau acum 3 ani. Ceea ce fac ei se întinde pe o perioadă de timp extraordinar de lungă. Adică ei au avut întotdeauna o viziune pe termen lung. Ei sunt acum unde sunt datorită tuturor lucrurilor pe care le-au făcut de la terminarea celui de-al doilea război mondial încoace. Deci au avut o politică de promovare întinsă pe termen mediu și lung. Continuă, da. Deci continuitatea și insistența, să zic, sunt cuvinte cheie în Japonia și mai ales ei au ținut foarte mult cont de setia asta, de cunoaștere a japonezilor și atunci, okay, au venit cu foarte multe informații. Deci ei informează consumatorul japonez continuu, timp de zeci, da, de ani. Este normal să fie în top. Da. Deci de reținut și pentru românii noștri, dacă vor să aibă succes acolo. Da, da, cu siguranță. Să-i bombardeze cu informații. Informația duce la succes pe termen lung. Acum nu se întâmplă nimic peste noapte. Niciodată. Este categoria foarte greu să se întâmple peste noapte și dacă se întâmplă ceva peste noapte, e cum să spun, e destul de și îmbucurător și îngrijorător, pentru că ceva ce crește brusc este greu de menținut în anii care vin. Am înțeles. Daniel, ce știu japonezii despre România în general și despre vinul românesc în special? Mai când am început să lucrez cu vin, japonezii, tot ce știau despre România, cei care știau despre România, cel mai des auzeam trei cuvinte. Comaneci, de la Nadia Comaneci, Dracula și Ceaușescu. Deci acestea au fost cele trei cuvinte care le știau cei care știau ceva cât de cât despre România. În rest am întâlnit oameni care nu habar n-aveau unde este România pe hartă sau nu era. Chiar am avut un client recent care mi-a spus că pentru el estul Europei este o gaură neagră din care nu iese nimic și nu se știe nimic și că este foarte surprins că eu am avut curaj să deschid în Japonia un magazin cu specializare
specializat pe vinuri este europene. Am înțeles. Dar să știi că între timp lucrurile s-au schimbat. În ultimii 10 ani m-am prins cât de cât de cum să spun, de setia asta de informație a japonezilor și atunci am încercat să ofer cât mai multă informație pe toate canalele posibile. Unul din canale a fost manualul somelierilor, pentru că tot vorbeam de Asociația Somelierilor. Așa. Și ei au un manual. Au un manual de 500 de pagini. Este foarte, foarte consistent despre vin și fiecare țară producătoare a lumii prezentă în Japonia are un capitol, cum se spune, are un capitol dedicat și România nu exista în acest manual. Și din nou, telefoanele la Asociația Somelierilor și ne-a spus, băi, uite, există și România, suntem producători de vin, dați-ne și nou un capitol. Și mi-au spus, băi, cu plăcere, dar cine îl scrie? Da, nu știe nimeni despre vin și am zis, ok, mă, hai că scriu eu capitolul despre vin și am scris capitolul despre vin în manualul somelierilor din Japonia în 2011. Atunci a apărut prima dată România. Deci, acum 10 ani. Acum 10 ani a apărut România scriptic în Japonia. Partea bună este bine, calitatea capitolului a fost vai de capul meu, adică eram începător, îți dai seama. Important este că am îmbunătățit, îți dau posibilitatea să îmbunătățești an de an, mereu te întreabă, ai ceva de adăugat, ai ceva de modificat, că și ei sunt interesați să aibă informație cât mai exactă. Okay. Și acum 10 ani am făcut și prima hartă a zonelor viticole din România, dar știi cum am făcut-o? Yes. Aveau nevoie pentru manual. Am făcut-o în felul următor. Nu exista hartă. Deci eu n-am reușit să găsesc o hartă. Acum 10 ani a zonelor viticole din România. ONVPV-ul încă nu avea pe website o hartă. Așa. Existau doar caiete de sarcini. Ok. Și am luat caietele de sarcini, am pus puncte toate localitățile pe care le-am găsit în caietele de sarcini și pur și simplu am unit. Îți dai seama că nu era, harta nu era exactă. Nu, mă gândesc la munca pe care tu ai depus-o. Mă gândesc la munca pe care tu ai depus-o. A durat 6 luni să să fac chestia asta. Și am avut o primă hartă în japoneză, deci cu zonele viticole ale României. Și știi ce s-a întâmplat? Imediat în următorul an, în 2012, la examenul somelierilor, care sunt 8.000 de somelieri care dau 8.000 de aspiranți în fiecare an, undeva între 8.000 și 10.000 de oameni care dau acest examen. Din cele 100 de întrebări, pentru prima dată, a fost și o întrebare despre România, despre soiul Băbească Neagră. și întrebarea, bine, a fost o fază super, super tare. Întrebarea a fost foarte tare, pentru că ei au spus, măi, ce înseamnă Băbească Neagră în limba japoneză? Asta a fost întrebarea. Și eu le explicasem, pentru că ei mi-au cerut, măi, ce înseamnă fetească neagră, ce înseamnă băbească neagră, și am tradus motamo. Dar așa, undeva la traducerea soiului băbească neagră s-a strecurat o greșeală, pentru că foloseam un dicționar și nu cunoșteam acest termen foarte bine. Cum să spun băbească în limba japoneză? Normal, am încercat să ajung undeva în zona doamnă, mă rog, doamnă în vârstă, ceva de genul ăsta, dar cum a ieșit termenul pe care în, nu știu dacă este ok să-l spun, se uită și minorii la acest canal. Nu. În limba engleză ne referim la cuvântul respectiv ca MILF și atunci ei au tradus în limba japoneză un soi de black MILF. Și asta a fost prima întrebare din Japonia. Pusă în mod special, măi, ce înseamnă limba japoneză. Auzi, Daniel, înțeleg că tu ești capul răutăților în Japonia. Nu, bine, a fost un episod foarte, foarte amuzant.
Și acum ne amuzăm bine, între timp am rectificat și nu mai apare cuvântul respectiv, dar sunt oameni care țin minte, mai ales cei care i-au dat examenul anul respectiv. Am înțeles. Adevărul că i-a făcut pe oameni să se gândească la România. I-a făcut pe oameni să se gândească la România și după 10 ani, când organizez o degustare, oamenii vin și nu mai spun, măi, Comăneci, Ceaușescu, Dracula. Încep să mă întrebe din senin, oameni pe care ne-am cunoscut niciodată, dar fetească neagră aveți, de negru de drăgășani aveți, adică întrebări care, stai seama, mă încântă extraordinar de mult să le aud venind de la japonezi. E ceva. E un avans. Nu spectaculos, dar e ceva. Este. De fapt, în lumea vânzărilor, una dintre etape este chiar aceasta. Stârnește interesul. Deci este important să găsești acel declic prin care să atragi potențialul consumator către zona pe care o dorești tu. Ok. Hai să revenim la lucrurile astea mai palpabile. În Japonia mai sunt și alți importatori de vinuri românești? Da, din fericire, da. Când am început, cred că eram doar doi importatori. Acum sunt numărați undeva pe la 10. Sunt în jur de 10 importatori, 2 sau 3 importatori mai mari, mult mai mari decât mine, și restul importatori mici, adică sunt și de genul restaurante care importă pentru propriul consum, dar tot importatori se numesc. Am înțeles. Sunt. Interesul este în mod clar în creștere. Ok. Cum relaționez cu producătorii români de vinuri, cu care colaborez, evident? Măi, am o colaborare, pot să spun, foarte, foarte bună. Relaționez foarte bine cu producătorii români. Ne ajutăm reciproc. Schimbul de informații este foarte bun. Sunt încântat și de calitatea vinurilor și de calitatea ambalajelor. Nu am ce să spun nimic care să nu fie pozitiv despre oamenii cu care lucrez. Avem o relație bună. Mă bucur să aud asta. Ce îl interesează, ce îl atrage pe consumatorul japonez la vinurile românești? Adică consumatorul este interesat de un cupaj, de o anumită categorie de vinuri în funcție de culoare, de spumante, de ce anume, poate de soiuri locale, de ce anume îl atrage pe el la vinurile românești? Una dintre particularitățile pieții japoneze este că preferă vinurile seci în detrimentul vinurilor dulci. Atunci trebuie să te prezinți mai mult cu vinuri seci. Deși am sesizat în ultimii ani, să știu, o oarecare reîntoarcere. Îmi pare că vinurile dulci sunt ceva mai acceptate decât erau acum 10 ani, când era blasfemie să vorbești despre vinul dulce. Mă rog, asta a fost impresia mea la momentul respectiv. Să știi, când vine vorba de vinul românesc, arată interes pentru soiurile locale, pentru soiurile noastre. Sunt interesați și nu prea sunt interesați de cupaje. Deci preferă vinurile făcute dintr-un singur soi pentru că vor să le înțeleagă. Sunt mai ușor de înțeles, mai ușor de abordat. Adică să descopere soiul în vinul pe care îl are. Aha, am înțeles. Da, okay. Să descopere soiul. Probabil după încă 10 ani vom putea aduce pe piață și cupaje cu soiuri, cupaje dintre soiuri române și soiuri internaționale. Deocamdată suntem în faza în care oamenii devin, cum să spun, familiarizați cu soiurile noastre tradiționale. Am înțeles. Ai identificat așa diferențe între exportatorii români și cei străini, adică ceilalți care aduc vinuri în Japonia? Lucrând cu importatorii
doar cu importator român îmi este foarte greu să vorbesc despre diferențe. Eu nu lucrez cu exportatori din afara României, dar am un portofoliu vinuri din tot estul Europei. Am foarte multe vinuri în portofoliu. La un moment dat aveam undeva la 400 de etichete în portofoliu. Dar nu pot să-ți dau o părere. Singurul lucru pe care aș putea să ți-l spun este că există o diferență între estul Europei și restul lumii la nivel de marketing. Adică mai concret? Mai concret, eu sunt declar peste tot. Deci este foarte clar că eu mă ocup în Japonia numai de vinuri este europene. Deci nu nimic din vest, nu, altceva nu. Deci dacă te uiți pe definiția Națiunilor Unite, ce înseamnă Europa de Est, de asta mă ocup. Nu, okay. Și nici nu intenționez să mă ocup de altceva. În ciuda acestui fapt, primesc săptămânal oferte de la producătorii din vestul Europei, din Spania, foarte mult. Spania săptămânal în mod sigur vine ofertă, sunt sunat sau primesc e-mail-uri din America de Sud, din Statele Unite, de peste tot, din Noua Zeelandă. Deci sunt foarte incisivi din oamenii. Europa de Est. Da, din Europa de Est nu se întâmplă. Deci nu primești oferte din Europa de Est. Există și excepții, primești, dar nu în același ritm. Ok. Cât de importante sunt târgurile de vin organizate în Japonia? Cât de importante sunt pentru producătorii români, mai concret? Mai eu personal nu sunt foarte încântat de marile târguri din Japonia. Sunt târguri foarte mari și asta o spun din experiență, pentru că la începutul carierei am participat an de an, undeva pe la 5-6 ani concomitent în fiecare an, fie cu stand propriu, fie ajutând un producător sau mai mulți producători români care aveau standuri la aceste târguri. În general, este foarte greu să se întâmple ceva pentru noi, pentru că ies foarte mult în evidență țări care au bugete pentru standuri mult mai mari decât România sau decât orice altă țară din estul Europei și nu prea văd sensul, adică suntem acolo, dar undeva într-un colț ascuns și nu ieșim în evidență, este destul de greu. Adică dacă se întâmplă să ai rezultate, se întâmplă din cauza unui noroc, cred, nu este ceva, nu am o părere bună despre târguri. Bun. Și atunci pentru producătorul român care intenționează să intre pe acea piață, care ar putea să fie modalitatea cea mai potrivită pentru a se face cunoscut și, evident, pentru a avea și succes comercial? Ok, dacă este dispus să folosească același buget pe care l-ar folosi pentru un târg mare, ar putea folosi bugetul respectiv pentru organizarea unor evenimente multe și mici. Mici, pentru că la un eveniment mic ai ocazia de a vorbi mai aproape cu omul, ai ocazia de a-i transmite niște informații și ai ocazia de a-l face să guste și de a pleca de la eveniment doar cu gustul vinului tău în gând, nu cu foarte multe vinuri, cum se întâmplă la expoziții mai mari. Plus, este nevoie în mod clar de o concentrare pe partea informațională, adică oamenii trebuie informați, nu lucruri foarte grele. Nu paralela 45 sau alte sau povești de genul acesta. Lucruri concrete, simple, ușor de înțeles, deci putem începutul ca într-o orice altă conversație, este să te prezinți. Să spui cine ești, uite, sunt cu tare, fac vinurile respective. Adică este nevoie de o prezentare onestă, corectă, nu? Da. Nu, onestă și corectă, asta este cea mai bună metodă și cea mai apreciată până la urmă, pentru că oamenii te depistează imediat dacă nu ești onest. Am înțeles. Care sunt perspectivele pieții japoneze de vinuri? Adică identifici vreo direcție anume de schimbare
Dacă acum este într-un fel, poate în viitor se simte că ar putea să fie o schimbare într-o altă direcție decât cea pe care urmează piața japoneză acum? Mai teoretic, dacă te uiți doar la cifre, perspectivele ar trebui să fie bune. Pentru că în Japonia consumul de vin pe cap de locuitor vorbim undeva la 3-3,5 litri maxim. Deci există loc imens de creștere. Pe de altă parte, piața băuturilor alcoolice per total e în cădere liberă. Deci cade foarte mult. Partea bună pentru vin este că vinul câștigă ca procent din piața tuturor celorlalte băuturi. Deci tot restul băuturilor sunt în scădere, numai vinul își menține oarecum acest consum de 3-3,5 litri pe cap de locuitor, dar în condițiile în care populația Japoniei este în scădere. Și atunci dacă producătorii, importatorii nu fac eforturi să promoveze mai mult vinuri, nu văd cum se poate întâmpla ceva, dar loc liber este, loc de creștere este, în mod evident. 3 litri este foarte puțin. Da. Consumatorul japonez vede vinul ca fiind un vector cultural? Da, al cu siguranță. Al țării din care provine? Da, cu siguranță. Am înțeles. În ce fel interacționez, dacă interacționez, cu ambasada României în Japonia? Ai avut legături cu aceasta? Da, am avut întotdeauna o relație foarte cordială, foarte deschisă. Uneori am avut și chiar un real sprijin de la ambasada României. Bine, sprijin în sensul că am putut organiza degustări la ambasadă când în condițiile în care spațiul în Japonia este extrem de scump, tot ce înseamnă spațiu, să închiriezi un spațiu este extraordinar de scump, adică nu îți poți imagina cât de scump e comparativ cu România. Și da, am avut întotdeauna o relație bună, o relație apropiată. Relația asta de colaborare cu ambasada a fost numai în plan personal sau și în plan profesional în zona asta de vinuri? Adică... În plan profesional, clar. În plan personal nu am nicio relație. N-ai avut nevoie. Este vorba de planul profesional. Am înțeles. Da, foarte interesant acest interviu și distractiv în anumite momente, dar m-ai făcut să râd. Nu credeam că... Multe noutăți, chiar și pentru mine, să știi că Japonia pentru mine a fost doar așa, ce am citit în cartea a lui Ioan Timuș, Ojo-san, dacă asta era, o citeam când aveam 18-19 ani, nu știu ceva, eram în liceu, deci clar, mai înainte, dar în lumea asta a vinului nu știam foarte multe, așa că eu te văd pe tine ca o punte de legătură între Japonia vitică, Japonia, lumea vinului de acolo și lumea vinului de la noi. Și sper să menținem această punte de legătură în continuare. Dacă vreodată ai nevoie de mai multe informații pentru a completa agenda de lucru a somelierilor japonezi, știi? Întotdeauna am nevoie de mai multe informații. Așa, îți voi transmite cu dragă inimă. Mă bucur foarte, foarte mult că am avut această întâlnire. Îți mulțumesc! Profit de ocazie acum la finalul acestui interviu să-ți fac urările cuvenite cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sănătate ție, familiei, celor dragi și succes în afacerea pe care o derulezi. Mulțumesc din tot sufletul, Tibi, îți doresc aceleași lucruri de sfârșit de an. Multă sănătate, sărbători fericite și sper să ne vedem la un episod 2. Cu drag, să știi. Mai am un proiect de care o să spun mai târziu. Să vedem dacă ești de acord cu el. Adică nu văd de ce n-ai fi de acord, dar îți las surpriza pentru mai târziu. Sunt multe de povestit. Uite, simt acum că s-a încheiat interviul. Nu știu de ce am o senzație că abia m-am încălzit când vine vorba de și totuși, acolo cât este acum? E târziu, nu? Cred că e ora... este 11. E ora 23, nu? Da.
Da, am înțeles. Hai că te las, noapte bună atunci și să auzim numai de bine. Mulțumesc. La revedere. Numai bine. Toate cele bune. Salut.